emisiune sponsorizată de Apidava. În această perioadă se vorbește, în mod firesc, mult despre sistemul imunitar, ce este, cum funcționează și ce am putea face noi pentru creșterea imunității. Vom afla astăzi mai multe în această privință de la domnul dr. Ștefan Stângaciu, președintele Societății Române de Apiterapie, într-o nouă ediție, Diferențe și Esențe, o ediție dedicată sănătății în această perioadă de izolare cauzată de coronavirusul apărut la sfârșitul anului 2019. Stați acasă, respectați sfaturile specialiștilor și urmăriți emisiuni de calitate, emisiuni de sănătate utile atât acum cât și după ce trece această perioadă de criză. Sistemul imunitar este numele unui întreg ansamblu de mecanisme de apărare ale organismului nostru, care ne pot ajuta să luptăm împotriva microbilor, bacteriilor, virusilor, diferitelor microorganisme care ne pot îmbolnăvi. Este esențială buna lui funcționare și modul în care noi ni-l întărim. Așa cum avem inimă, ficată, rinichi, creier și așa mai departe, sistemul imunitar poate fi considerat ca un fel de organ care este extrem de complex, dar care este ca un organ împrăștiat în zeci de milioane, miliarde chiar de unități care sunt libere și care se plimbă prin corp. Sistemul imunitar înseamnă, cea mai mare parte a lui este reprezentată de leucocite, de acele globule albe din sânge, care sunt produse în măduva osoasă, măduva roșie osoasă. Și de acolo, din această fabrică a sistemului imunitar, imaginați-vă cum ar fi liceele militare, unde se formează soldații, sau, eu știu, liceele școlile poliției sau ale jandarmilor, unde sunt formați apărătorii unei țări. De acolo, deci pleacă, sunt produși acești militari, acești soldați de apărare a corpului nostru și după aceea intră în sistemul limfatic în special. Acolo sunt un fel de garnizoane, dacă vreți, în care continuă specializarea prin expunere la tot soiul de inamici. Leucocitele sau globulele albe sunt de mai multe clase, așa cum și în armată există mai multe tipuri de arme. Sunt infanteriști, piloți, sunt submariniști și așa mai departe. La fel în poliție sunt grade diferite și prin această specializare a lor, acțiunea este mai rapidă. Adică sunt celulele specializate în a recunoaște inamicii, transmit informația la ceilalți care sunt în urmă, cum sunt spionii, de exemplu, se duc inițial și văd cum este inamicul, ce caracteristici are. Și după aceea se întorc și dau informația la cei care fac strategia, fac planul de luptă. Cel mai important lucru, pe lângă aceste celule albe, mai există și o apărare chiar la nivelul celulelor, fiecare celulă în parte, ea poate să secrete anticorpi în forma, este o denumire care este cunoscută de populație, se cheamă interferon. Deci chiar fiecare celulă în sine se poate apăra. Dar cum luptă organismul nostru împotriva acestor microorganisme care ne pot ataca din exterior? Știm că pielea ne protejează, că trebuie, de exemplu, să fim atenți să nu ducem mâna la nas, la gură sau la ochi pentru a nu ne contamina cu anumiți viruși. Dar, în același timp, știm că și mucoasele au un rol în a ne proteja. Dacă totuși contaminarea s-a produs, cum luptă organismul nostru? Febra este un lucru fizic foarte simplu care poate să distrugă foarte mult din aceste microorganisme. Căldura poate să distrugă foarte multe microorganisme patogene pentru că ele nu supraviețuiesc decât în condiții de temperatură medie sau joasă, deci 35-36 de grade sau chiar mai jos, de la 25 în sus. Este temperatura care le convine. Când am urcat peste 39-40, chiar 42 de grade Celsius, la modul fizic, începe destructurarea ușor-ușor acestor microorganisme și mai ales, mult mai important decât asta, este că la căldură toate lichidele corpului, toate fluidele din corp, sângele, limfa, secrețiile și așa mai departe, devin mai fluide și permit mișcarea mult mai rapidă a sistemului imunitar, a celor soldați de luptă. Și aici dau exemplul cu armata americană, ne aducem aminte de la televizor, când au invadat, de exemplu, Irakul.
inițial, înainte să pornească cu militare direct în lupta concretă, și-au asigurat calea de acces către inamicii pe care îi aveau atunci, credeau ei că sunt inamici la vremea respectivă. Deci căile de acces sunt foarte, foarte importante. La fel și în sistemul imunitar, trebuie ca lichidele să fie fluide. Dacă am un exces de mucozități, îmi blochează avansarea leucocitelor și atunci normal că nu ajung la timp la virus, îl blochez chiar înainte de a intra în celule sau de a se multiplica mai mult. Dar când ajunge sistemul nostru imunitar să fie la capacitatea lui maximă, ca să zicem așa? Imunitatea se formează încă din primele luni de viață. Cei mai bine protejați sunt copiii care se nasc prin naștere normală, naturală, pentru că ei trec prin canalul vaginal al mamei și acolo, la nivelul vaginului, există o floră cu lactobacil, cu elemente care sunt utile. Pe de altă parte, după ce s-a născut copilul, dacă suge normal lapte de la mamă, deci suge la sân, laptele de mamă conține și el anticorpi și alte elemente care la fel îi ajută imunitatea. Ulterior, este foarte bine copiii să fie lăsați, când sunt sănătoși, bineînțeles, să fie lăsați să se joace în iarbă, în parcuri, cu nisip, vara când e foarte cald, chiar cu noroi, pentru că în acest fel, ușor, ușor, organismul lor este expus la microorganismele din mediul ambient și se adaptează la ele. Și vă dau aici un exemplu la modul statistic foarte simplu. Acei copii care sunt extrem de mult protejați contra microorganismelor din exterior, prin igienă excesivă, fac mult mai des boli, răcesc mai des, sau fac alergii, sau fac eczeme, sau fac psoriaze și așa mai departe, față de copiii care se expun la natură și n-au niciun fel de probleme cu acest lucru. Deci nu trebuie exagerat cu igiena. Acum, da, avem nevoie, dar nu trebuie în permanență să stăm ca într-un cristal de sticlă și să stăm complet izolați, pentru că asta ar fi cea mai mare greșeală. Se știe că cei care au imunitatea foarte joasă, în spitale specializate, sunt închiși, sunt perfect într-un mediu steril pentru că au imunitatea joasă. Dar dacă am ieșit în exterior și am imunitatea bună, atunci pot să rezist și trebuie să învăț să mă apăr. Lupta cu inamicii este o continuă luptă, dacă vreți, de învățare a caracteristicilor inamicilor. Trebuie să-mi cunosc foarte bine inamicul înainte de a-mi face temele și a mă pregăti de luptă cu el. Deci nu pot să stau undeva izolat și să cred că orice inamic nu mă atacă. Așadar, sistemul imunitar al copiilor trebuie să învețe să facă față agresorilor din exterior. Dar cum poate fi ajutat acesta? Când copiii ajung la vârsta grădiniței, desigur că sunt expuși acolo la mai mulți virus, bacterii de la ceilalți copii, de la mediul care este în afara casei lor, și atunci apar mai frecvent, în primele săptămâni, apar răcele tipice clasice. Dar aici este și o altă explicație foarte, foarte bună. Este rolul emoțiilor pozitive sau celor negative în apariția răcelilor, gripelor și evoluția lor. Un copil care se duce prima dată la grădiniță, are să spunem 3 ani de zile, el, în mod normal, va plânge, foarte mulți dintre acești copii plâng de dimineață când s-au dus până la prânz, când vine mama să ia, pentru că nu înțeleg de ce i-a lăsat mama acolo, de ce trebuie să stea în alt mediu, ce sunt acești copii, cine sunt, poate sunt răi, poate nu sunt buni, doamna educatoare este bună sau nu este bună, și atunci îi fac depresie. Deci cuvântul cheie aici este depresie. În momentul în care fac depresie, intră în tristețe, melancolie, le scade capacitatea imunitară, aproape toți fac o răceală, dar în momentul în care își dau seama, după 2-3 zile, că acei copii din colegilor sunt foarte simpatici, se joacă, râd, că doamna educatoare este în regulă, este prietenoasă, că mămica vine și ea în fiecare zi la prânz înapoi acasă, atunci s-au liniștit, trece depresia, trecând depresia se ameliorează respirația, crește imunitatea și atunci automat dispare răceala, gripa sau ce este acolo ca afecțiune infecțioasă. Lucrul este valabil la orice altă persoană. De-a lungul vieții, dacă intră în depresie, dacă intră în emoții negative, în teamă, în grijă excesive, atunci și sistemul imunitar suferă.
Așadar, gândurile pozitive, încrederea, optimismul sunt esențiale și pentru un sistem imunitar puternic. Noi am vorbit de multe ori despre importanța acestora, dar și despre importanța alimentației și a mișcării asupra stării psihice, pentru că știm că alimentația și mișcarea acționează nu doar asupra stării fizice, ci și asupra stării psihice, care influențează foarte mult starea fizică, pentru că, până la urmă, am ajuns să înțelegem că suntem un întreg, că lucrurile sunt legate între ele, că se influențează reciproc. Mai mult, am putea spune chiar că se condiționează reciproc. Așadar, putem să ne întărim imunitatea având grijă de gândurile noastre, de stările noastre sufletești, făcând mișcare, alegând o alimentație sănătoasă. De toate acestea trebuie să ținem cont pentru a avea sănătatea pe care ne-o dorim. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Nu uitați să vă abonați și la canalul de YouTube Diferențe și Esențe dacă vreți să fiți la curent cu toate emisiunile noastre. Eu vă aștept și pe propriile mele canale online. Vă mulțumim pentru vizionări, pentru comentarii, pentru distribuiri. Vă mulțumim că ne sunteți aproape și vă dorim multă sănătate! Emisiune sponsorizată de Apidava.